Trei soldați au murit, iar 27 au fost răniți în ultimele 24 de ore în luptele din estul Ucrainei. Anunțul a fost făcut de serviciul de presă al operațiunii antiteror. Situația rămâne tensionată în regiunile Donetsk și Lugansk, unde separatiști au atacat militarii de cel puțin 10 ore. Cele mai, grave, cele mai grele lupte se dau în Donetsk, Gorlovka, Lugansk, Antrațit și Krasnodon. Teroriștii folosesc armament greu, blindate și deschid focul asupra cartierelor rezidențiale, susțin autoritățile de la Kiev. De la începutul operațiunii Antiterror, 173 de soldați și-au pierdut viața, iar 446 au fost răniți.